În acest weekend, sâmbătă și duminică, au avut loc 4 accidente rutiere rezultate cu victime, prilej cu care Inspectoratul Județean de Poliție Sălaș a dorit să transmită un mesaj conducătorilor auto. La acest sfârșit de săptămână, pe raza județului Sălaș, s-au produs 4 accidente de circulație soldate cu rănirea a 6 persoane. Cauzele producerii acestor accidente de circulație au fost fie neatenția la volan, fie neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Cu această ocazie, recomandăm conducătorilor auto să fie prudenți în trafic, să respecte cu strictețe regulile de circulație și să nu uităm că întotdeauna viața are prioritate. În data de 30 august, la ora 2:52, pe drumul județean 108G, în localitatea Vârșolț, pe Alex, în vârstă de 23 de ani din Zalău, în timp ce conducea autoturismul înmatriculat în Italia, proprietatea tatălui său, pe direcția Vârșolț-Crasna, într-o curbă la dreapta a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un stâlp de susținere al rețelei electrice pe care l-a rupt. În urma impactului a rezultat rănirea gravă a conducătorului auto și a pasagerului de pe locul din dreapta față, Alin M. de 17 ani, precum și rănirea ușoară a lui Adrian M. în vârstă de 22 de ani, pasager pe locul din spate, ambii din Zalău. Duminică, la orele 16, pe DN1H, în orașul Șimleu, Silvaniei, de Zoltan, în vârstă de 20 de ani din Șimleu, în timp ce conducea motocicleta din direcția Nușfaleu, Șimleu, Silvaniei, s-a angajat în depășirea unei coloane de autovehicule care circulau în aceeași direcție de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, condus de pe Iliana, în vârstă de 27 de ani din localitate. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a motociclistului. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În aceea zi, la ora 17:59, pe drumul național 1C în localitatea Căpâlna, V. Cosmin, de 25 de ani din județul Satu Mare, în timp ce conducea autoturismul proprietate personală, s-a angajat neregulamentar în depășirea unui autoturism condus regulamentar în aceeași direcție de către C. Simion, în vârstă de 41 de ani din localitatea Căpâlna, intrând în coliziune cu acesta. În urma accidentului a rezultat rănirea gravă a minorei C. Ionela, în vârstă de 5 ani, pasageră pe bancheta din spate în autoturismul condus de Simion C. Câteva minute mai târziu, la ora 18:36, în localitatea Șamșud, El Geiza, de 41 de ani, în timp ce conducea un vehicul cu tracțiune animală, la efectuarea unui viraj la dreapta, El Agneta, de 15 ani, s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă, suferind leziuni ușoare. În toate cazurile, victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.